Chiar la această oră, premierul Bulgariei este primit la Palatul Cotroceni de președintele Klaus Iohannis. Anterior, Kiril Petkov s-a întâlnit cu Adina Vălean, comisarul european pentru transporturi, dar și cu Nicolae Ciucă. Cei doi premieri au semnat un acord bilateral pentru noul punct de frontieră Giurgiu Ruse 2. Și mai multe detalii despre vizita premierului Bulgariei în România ne aduce chiar acum colega mea Gabriela Mihai. Gabi. Am găsit la această oră, premierul bulgar se află la Palatul Cotroceni, acolo unde are o întrevedere oficială cu președintele României, Klaus Iohannis, o întrevedere în care vor avea loc și discuții importante, în contextul în care am văzut că în Bulgaria Gazprom a anunțat sistarea de gaze venite din Rusia, iar Bulgaria știm că este o țară dependentă în proporție de 70% față de gazul din Rusia. Nu este exclus așadar ca în cadrul acestor discuții oficiale să fie abordat și subiectul legat de interconectorul de gaz care face legătura între Grecia și Bulgaria și prin intermediul căruia atât Bulgaria cât și țara noastră ar putea primi gaz lichefiat la finalul lunii septembrie, începutul lunii octombrie. De asemenea, nu este exclusă să fie o discuție legată inclusiv de ajutorul pe care țara noastră l-ar putea acorda Bulgariei în privința gazelor. Pe de altă parte, am văzut că premierul bulgar a ajuns mai întâi aici la Palatul Victoria, unde a avut o întrevedere cu premierul Nicolae Ciucă, în cadrul căreia s-a semnat un acord bilateral de deschidere a unui nou punct de frontieră Giurgiu Ruse Feribot. Ei bine, un punct de frontieră important în contextul în care s-ar permite ca pe Dunăre să aibă loc transport de marfă și de persoane, mai ales în contextul actual din Ucraina, pentru că în felul acesta ar putea ajunge în Ucraina cât mai rapid anumite ajutoare. Pe de altă parte, după vizita pe care o are în aceste momente la Palatul Cotroceni premierul bulgar, acesta se va reîntoarce aici la Palatul Victoria, iar la ora 17:30 sunt programate și declarații de presă, o conferință de presă la care participă ambii premieri.